versiunea Omni. Ați avut deja ocazia să vedeți o reclamă nouă la Tămâioasă Românească, un vin de Cotnari, importat de Carto Enterprise din Kitchener, respectiv Călin Toma. Acesta ne-a dat un interviu. Urmăriți interviul, deoarece la sfârșitul lui veți avea o mică surpriză. Mulțumesc pentru invitație în crama ta. Hai să vorbim concret despre acțiunea ta. Cum a pornit pasiunea pentru vinuri și de ce te-ai apucat de business-ul ăsta? Vinul, pasiunea pentru vin. Prima mea întâlnire cu vinul s-a petrecut, cred că, ca în cazul oricărui alt om sau român, la sfârșitul liceului, când am fost îndreptățiți legal să-l consumăm. Și mi-aduc foarte viu aminte de prima întâlnire cu vinul. A fost un vin de mufatar, dacă ți-aduce aminte, de vinurile de mufatar vânturile alimentară, sticlele de un kilogram, vin de masă cu corăbioara pe el. Acela este primul vin de care mi-aduc aminte clar că l-am băut. Mai ții minte cât costa? 12,50 lei. Și dacă tu ți-aduci aminte de seriile plăcute la Costinești, nu? În bufetele sau pe plajă. Un alt vin de care iară mi-aduc aminte foarte intens este un vin care erau doar câteva sticle care se vindeau în trei sferturi, știi, la alimentară. Era o fetească regală de jidvei. 17,50. Tot sticlă lungă, parcă. Da, sticlă lungă de 750. Astea sunt cele două vinuri de care clar îmi aduc aminte. Dar, nu, trecând timpul, am gustat și altele. Ce vin ți-a plăcut, dacă poți să-ți amintești acum, un vin românesc cel mai, făcând abstracție de cele pe care le promovezi acum, care a fost cel mai bun vin românesc, după părerea ta? Ce pot să spun? O tămâioasă românească, când ne-am vizitat pe cei de la Cotnari, mi-au dat o tămâioasă de vinotecă. De până, cred că 79, 77, ceva la anul ăla. E, ăla a fost într-adevăr un vin românesc care am zis, bă, ăsta e jos pălăria, știi? Dar astea sunt sticle care le țin ei pentru ocazii foarte deosebite. Au numai câteva sute sau poate 1000 de sticle și le desfac așa, la ocazii mai speciale. După aia au fost niște vinuri roșii de urlați, de dealul mare, care excelente. Acum, fiind în business-ul ăsta, am avut contact și am degustat vinuri din toată lumea, credem. Am fost în Franța, în Bordeaux, Burgundy, Italia, Tuscany, Piemont, în Spania, în toată Europa și sunt unele vinuri făcute de noi care sunt excelente. Poate să stea cu fruntea sus lângă oricare vin. Singura, știu eu, problemă a celor din România e că nu întotdeauna au consistență. Adică au câteodată un vin, e drept, un an mai bun și scot un vin excelent. Anul care vine, chiar dacă anul este bun, vinul poate e mai puțin bun, dar este încă totuși foarte bun. Al doilea lucru care înainte, acum este, se pare că l-au remediat, este prezentarea. Prezentarea noastră a vinurilor românești, mai ales în trecut, a suferit. Adică suferea. Era o prezentare puțin, cum să zic, neapiling, fără niciun fel de atragere. Precum știi, primul contact al unui consumator, când se merge într-un magazin, este vizual. Eticheta face foarte, foarte, foarte mult. Vezi ceva frumos, imediat ai impulsul să-l iei în mână, să-l studiezi, să vezi despre ce e vorba și, sigur, îți trezește curiozitatea să-l și guști. Chiar dacă vinul poate nu este bun, când vin înapoi, pe același îl te îndrepți fiindcă îți place cum arată. Și mai ales dacă mergi la cineva, la un prieten, la o cunoștință și vrei să duci ceva,
întotdeauna zici, trebuie să duc ceva frumos, sau prezentarea vinului este foarte, foarte importantă. Cred că în ultimul timp au adresat această situație și din ce în ce mai mult sunt vinuri care sunt prezentate la nivel european, fără nicio problemă. Cum de te-ai orientat pe Cotnar? Cât am trăit în România, am avut prieteni și cunoștințe în multe locuri din țară, iar unul dintre ele a fost Ioan Matei, care în prezent este unul din proprietarii de la Cotnar. Și am avut contact cu ei înainte de Revoluție și am păstrat contactul și după. Prin anii 98-99, poate 2000, am fost contactat de către Ioan Matei și m-a întrebat cu câteva întrebări despre piața vinului. Era într-o perioadă mai dificilă în România atunci, în care încercau să iasă. Și mi-a pus câteva întrebări și m-a rugat să-l sprijin, să fac ceva. Ce pot să spun? După câteva luni de cercetări și sondaje, am reușit. Am reușit să aduc prima comandă de vin românesc de la Cotnare. Acesta a fost primul vin pe care l-am adus în Ontario. Nu mai mi-aduc bine aminte, a fost tămâioasă românească sau grasă. Una din ele, oricum. Ce-a urmat după aia, vinul a plăcut, comunitatea românească a primit acest vin cu brațele deschise. Vinul este bun și la un preț moderat. Nu pot să spun că este foarte ieftin, dar este un cum spun englezii aici, sau canadienii, este good value. Good value for your money. Tămâioasa românească. Hai să vorbim despre tămâioasa românească, că intrăm cât mai așa, un pic mai adânc în chestiune. Oh. Ce are tămâioasa românească atractiv? Prin ce se deosebește de alte vinuri asemănătoare din zonă? Deci, de ce se cumpere românul o tămâioasă românească și să zic la întâmplare un Gewürztraminer de pe la Niagara? Tămâioasa românească. Deci, după multe eforturi în care am încercat să promovez acest vin în LCBO, am ajuns la, în fiecare an, să avem câteva comenzi, de o dată de fetească, o dată de grasă de Cotnar, o dată de tămâioasă. De fiecare LCBO comanda câte 350 de cutii, care comunitatea le primea cu brațele deschise și aveam vânzări relativ bune. În final, anul trecut, am reușit să-i conving și să-i fac să încerce să-l aducă într-un mod permanent pe rafturi acest vin tămâioasă românească, care este un vin într-un fel deosebit. Nu este un vin specific României sau specific regiunii Cotnari, ca și grasa. Tămâioasa se înrudește, veri buni, cu muscatul. Și cum spuneam, o mică surpriză la sfârșitul acestei primei părți a interviului, iată despre ce este vorba. Pentru a sprijini acest vin și a-l promova în comunitatea noastră, oferim o sticlă de vin celor care ne vor trimite răspunsul la întrebarea. Ce vin de la Cotnari se găsește în prezent în magazin?